foame. Și eu aș mânca ceva. Rezervele s-au terminat? Rezervele s-au terminat cu totul. Nu mai este nicio fărâmă. Știam că a mai rămas o conservă de carne de vițel cu mazăr. N-a mai rămas nimic. Păi hai să mâncăm ceva. Doamne, și eu aș mânca ceva. Ceva? Fiți, domnilor realiști, mai degrabă... Mie mi-e tot una. Singur ați spus că proviziile s-au terminat. Deci ce v-a trecut prin gând? Trebuie să mâncăm nu ceva, ci pe cineva. Dar nu văd. Nici eu nu mai văd pe nimeni aici, afară de... Trebuie să mâncăm pe cineva dintre noi. Da, să-l mâncăm. Să-l mâncăm. Domnilor, să nu fim copii. Vă atrag atenția că nu putem striga toți trei împreună să-l mâncăm. În situația de față, cineva dintre noi trebuie să spună, vă rog, fiți amabil și vă serviți. Cine? Păi tocmai asta voiam să vă întreb. Apelez la sentimentele dumneavoastră de colegialitate, la educația dumneavoastră aleasă, la... A, uite un pescăruș! Zboară pescărușul! Domnilor, poate că ceea ce vreau să vă spun e brutal. Însă trebuie să mă recunosc ca fi de un egoism groaznic. Totdeauna am fost egoist. Încă din școala primară mâncam singurel tartina, nu împărțeam cu nimeni. Foarte urât. Nu avem ce face. Să tragem la sorți. Perfect. Da, e cea mai bună soluție. Vom trage la sorți după următorul sistem. Unul din dumneavoastră va propune o cifră oarecare, apoi celălalt o altă cifră. La sfârșit eu voi propune o cifră. Dacă suma celor trei cifre va fi fără soț, soarta va cădea pe mine. Eu voi fi mâncat. Dacă, în schimb, se va întâmpla ca suma să fie cu soț, atunci va fi mâncat unul dintre dumneavoastră. Na. Adică eu sunt împotriva hazardului. Dar ce se va întâmpla dacă veți greși? Greu. N-aveți încredere în mine? Da, mai bine să găsim o altă ieșire din încurcătură. Suntem oameni civilizați. Tragerea la sorți e o rămășiță din epoca întunericului. O superstiție grosolană. Atunci bine. Am putea organiza alegeri generale. Nu-i rea ideea. Sunteți de acord să mă aliez cu dumneavoastră la alegeri? Asta ar simplifica mult campania. Nu, parlamentarismul s-a perimat. Dar nu e altă cale. Dacă preferați dictatura, preiau bucuros puterea. Nu, jos cu tirania! Jos cu tirania! Deci, alegeri libere. Secrete. Însă fără blocuri. Fiecare contracandidează independent. Iată o pălărie. O să aruncăm în ea bilețelele cu numele candidatului. Eu n-am stilou. Îți împrumutăm bucuroși. Iată și stilou. La urne. Nu, vă rog, o clipă. Nu. Dacă s-a hotărât să facem alegeri ca oameni civilizați, atunci nu putem trece peste etapa campaniei electorale, care în întreaga lume culturală precede acțiunea propriu-zisă. Dacă stăruiți cu încăpăținare... Atunci să facem agitație, dar hai, mai repede. Deschidem meeting-ul. Cine se urcă primul la tribună? Poate dumneavoastră? Nu, aș prefera mai pe urmă. Știți, n-am fost niciodată un bun orator. Dar dumneata ai făcut propunere. Da, dumneata ai sugerat maselor mitingăria, politicalele. Începe, deci. Domnilor, Vrem să mâncăm. Noi suntem oameni simpli, doamne, te rog să nu ne eculingușim. Exact, jos cu cuvintele dulci. Cerem adevărul necruțător. Colegi, ne-am adunat aici. Rezumativ, doamne, mai pe scurt. Ne grăbim la treabă. Ne-am adunat aici ca să rezolvăm problema arzătoare a aprovizionării cu alimente. Colegi, eu nu trebuie să fiu luat în seamă drept candidat. Am soție și copii. Nu odată, la sfințitul soarelui, am stat în grădină și am dat huța copiii. În timp ce soția mea broda, cât ținea lumina zilei. Domnilor colegi, vă imaginați acest tablou blând și liniștit? Domnilor,
Domnilor, asta nu vă emoționează? Asta nu e argument, domnule. Când e vorba de bine, obște sentimentele nu mai au nicio valoare. Copiii se pot da puța și singuri. Ba chiar mai bine. Chiar mai bine. La grădinița de copii în scrâncebe și leagăne. Nu, copiii nu constituie niciun fel de argument. Colegi, încă de mic îmi făuream planuri ambițioase. E adevărat că nu am muncit destul cu mine însumi și n-am realizat ceea ce mi-am dorit. Simt însă că încă nu-i prea târziu. Se mai pot îndrepta multe. Vă jur că nu mă voi delăsa sau neglija în calea spre atingerea scopurilor. Da, am avut insuccese, e adevărat. Lipsa încrederii în mine însumi, lenea, pierderea nădejdii. Dar am să recuperez totul, jur că am să recuperez. Îmi voi exersa voința, îmi voi forma caracterul, voi obține cunoștințe până ce voi realiza tot ce mă așteaptă. Domnilor, voi deveni cineva. Mai tare! Voi deveni cineva. Subiectivist. Vrem să mâncăm. Îmi îngăduiți împreună. 3, 4. Vrem să mâncăm. Vrem să mâncăm. Nu mai pot. Vrem să mâncăm. Hotărâi. Vrem să mâncăm. Hotărâi lucru, nu pot face față. Frați comeseni, eu nu sunt învățat și nu știu să vorbesc mult. Să lucrez însă e cu totul altceva. Din cei mai tineri ani ai vieții mele, mă interesează arta culinară, nu mâncarea propriu-zisă, nu! Sunt un om cumpătat, puțin pretențios, la drept vorbind, nici nu-mi place să mănânc. Da, mă mulțumesc cu Temir C, ceea ce e foarte important. Mănânc foarte puțin, minimal aș putea zice. Adică ce tot spun? În general, nu mănânc nimic. În câțiva ani în urmă, poate mai îmbucam eu acolo o înghițitură două, la două, trei zile. Dar acum, gata, nu. Cu mâncarea am terminat o dată pentru totdeauna. În schimb, munca pentru pregătirea bucatelor a devenit adevărata bucurie a vieții mele. Nu-i nimic mai plăcut pentru un bucătar decât să privească după o muncă grea și migăloasă cum mănâncă și îi place altora. Numai o asemenea răsplată îmi doresc. Mai adaug doar că sunt specialist în mâncăruri de carne. Sosurile făcute de mine nu mai iau pereche în altă parte. Atât am vrut să spun. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Ura! 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 Vă salut, flămânților! Bravo! Să trăiască! Ura! Domnilor! Voi vorbi scurt, soldățește! Mai întâi, nu vreau să vă influențez părerile. Veți decide singuri. Sunt numai sluga dumneavoastră. Și voia dumneavoastră este sfântă pentru mine. Voi mânca ce mi se va da. Bravo! Bravo! Al doilea rând, nu există aici motiv de dezvinare. Eu sunt necomestibil. Totdeauna am fost ațos, osos și subțire. Am 3 coaste de fier, ficat extirpat și un picior mai scurt. Nu sigur nici în privința trichiniei ce să mă ascund. Al treilea rând, nu vreau să fiu demagog! Îmi plac situațiile clare! Dacă nu o să mă alegeți pe mine, atunci cel care va mai rămâne va primi coapsele și mușchiuleții. Bravo! 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 Eu mă voi mulțumi cu restul și cu limba. Tuturor celor care ar putea fi tentați de vreo ispită, le declar respicat. La limbă nu renunțăm! Bravo! 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 Asta-i tot. Nu-mi plac vorbăria, filozofia și moluștele. Înainte! Bravo! Bravo! Să trăiască! Bravo! Să trăiască! E? Ești mulțumit? Domnule, ați fost admirabil. Numai că aș vrea să vă spun ceva. Știți, eu nu pot mânca mușchi. Îmi fac rău la stomac. Dacă pentru dumneavoastră n-ar constitui o deosebire prea mare, am putea să... Dacă mă îngăduiți, felicitările mele. Cuvântarea aceasta m-a zguduit. În problema limbii sunt în întregime de partea dumneavoastră. Ei, campania a trecut. Acum votăm.
Mulțumesc. A, pentru silou. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai vrea să mai îndrepti ceva, te servesc cu bunăvoință. Nu, 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 nu. E? Și acum să numărăm voturile. Sunt foarte curios. Votarea mărește apetitul. Ați putea da dovadă de ceva mai mult tact. Dar ce s-a întâmplat? Ce rezultat? Domnilor, trebuie să anulăm alegerile. Cum așa? Mie mi-e foame. Cum adică? Vreți să torpilați alegerile libere și democratice? În pălărie sunt 4 bilețele. 4! Am spus eu că parlamentarismul și-a trăit traiul. Și acum ce o să fie? O criză tipică de cabinet. Poate să aplicăm de-a dreptul principiul numirii candidatului? Da, și cine va face numirea? Aș prelua eu bucuros această sarcină. Se înțelege, tocmai la asta mă gândeam și eu pentru mine. Nu, domnule, nici vorbă. Urâtă treabă, democrația n-a ieșit, dictatura nu-i primită. E nevoie totuși să găsim ceva. În astfel de clipe, situația poate fi salvată numai de o persoană animată de spirit de sacrificiu și entuziasm. Să ne amintim că voluntarii au salvat totdeauna situația atunci când mijloacele obișnuite au dat greș. Iubite și stimate colegi. Nu, vă previn că n-am să ascult. Ascultă, domnule! Stimate și iubite domn, știm cu toții că nu pot fi ascunse trăsături de caracter ca dorința de jertfă, dragostea față de aproape, solidaritate. Chiar din primele clipe am observat eu și colegul că în dumneata e ceva ce te deosebește de noi. Acel ceva e tocmai noblețea născută, setea irezistibilă de a sluji cauzei comune, spiritul de sacrificiu. Nu-i așa, domnule coleg? În viața mea n-am văzut un om mai bun. Suntem fericiți că în sfârșit colectivul nostru poate răspunde apelului dumitale călduros, oferindu-ți prilejul de a-ți realiza dorința dumitale neostoite și curată. Dumneata, jinduiești să treci în amintirea noastră ca un om prețuit, modest, colegial, gustos. Nu vreau! Cum? Nu vrei să fii voluntar? Nu! Trădezi colectivul? Calci în picioare încrederea colegilor? Nu vrei? Nu, domnule! E dezgustător! Refuzi cu hotărâre? Refuz categoric! Nu am nicio chemare pentru eroisme. De azi poți să nu mai dai mâna. Te credeam om cinstit, patriotul plutenoase, dar văd că te arăți ticălos. Adio, domnule! Da, ne-am înșelat în privința dumitale. Pentru dumneata, onoarea nu înseamnă nimic. În situația aceasta, poate chiar dumneata propui vreo altă soluție. Ascultăm. Soluție? Foarte bine. Poftim. De copil am visat dreptate pentru toți. Vreau să fie dreptate, nimic mai mult. Mă uluiești, domnule. De ce? Ai dumneata certitudinea că dreptatea nu se va întoarce împotriva dumitale? Adică vreau să spun că nu-ți va sprijini candidatura dumitale? Nu, lăsați puțin, e foarte simplu. De copil am fost nefericit. Nimic nu mi-s putea. Împrejurările se întorceau întotdeauna împotriva mea. Așa că acum consider că dreptatea universală va compensa lipsa de noroc de până acum. Exact, domnule. E uimitor. E uimitor că de lipsa universalei, general umanei, a tot cuprinzătoarei dreptăți, se plâng înainte de toate cei nemulțumiți. Oare cerând dreptate nu caută pe de-a dreptul spus o justificare cei care nu izbutesc? Stați puțin, eu nu dau înapoi. Mă învoiesc la orice cu condiția ca decizia să fie justă. Altfel spus, cu condiția ca cel mâncat să nu fii dumneata. Astea sunt insinuări. Eu cer mai întâi să se facă dreptate. Domnilor, să stăm! Va fi greu, dar vom izbuti. Ce? Eu nu vorbesc cu el. Domnule coleg, dumneata ai mamă? Cum să vă spun? Da, dumneavoastră, domnule șef. Din nefericire, aproape de la naștere sunt orfan de amândoi părinți. Bieții părinți. Tocmai același lucru am vrut să spun și eu. La drept vorbind, propriu zis, nici n-am avut părinți. Și dumneata? O am pe mama. În clipa aceasta mă plânge în singurătatea ei. Săraca mamă. Mie mi se pare că treaba este foarte simplă din punctul de vedere al dreptății.
Ai putea dumneata să ne dreptățești cu inimă ușoară un orfan? Situația de orfan chiar la popoarele sălbatice a fost considerată totdeauna ca una din cele mai mari nenorociri. Nu, dragă domnule, dacă vreunul dintre noi orfanii ar fi mâncat, aceasta ar însemna o palmă dată cele mai elementare dreptăți. Nu-i destul că suntem orfani? Să mai fim și mâncați? Dar, domnule... Nu, dragă domnule, dar e clar ca lumina zilei. Dumneata ai mamă. Dumitale ți-a fost totdeauna mai bine pe lume. Oare nu crezi de cuvință că a sosit timpul să plătești datoria morală contractată față de orfani? Față de acei care nu s-au bucurat niciodată de ocrotirea maternă, n-au cunoscut căldura căminului sau belșugul? Cu atât mai mult cu cât, cum singur spuneai, mama dumitale și așa te jelește. Dar poate că nici mama mea nu mai trăiește. În ultimul timp se simțea foarte rău și eu n-am mai fost așa de multă vreme pe acasă. Vorbești, domnule, ca un copil. Ce fel de dovezi am putea avea pentru aceasta? Fie chiar și urme de dovezi. Dar chiar, ce dovezi ai? Dar vă spun că nu se simțea bine când am plecat. Atât se vorbește în ultima vreme de bolile civilizației contemporane. Oh, imaginație bolnăvicioasă de artist, joc al închipuirii. Mama dumitale se bucură la sigur de sănătate zdravănă, dă-i, Doamne, viață lungă. Pe când părinții noștri, vă mai amintiți acele lungi seri de toamnă când copiii fiind desculți, vindeam chibrituri pregătorilor? Despre asta nu mai amintiți. E mai bine să uităm. Sau vă mai amintiți de acea rudă îndepărtată, zgârcit și satrap, care ne lua nouă zdrențuiților ultima bucățică de slănină ca să o dea șoarecelor ca momeală în capcană? Coșmaruri ale trecutului. Vezi și dumneata singur că nu se mai poate face nimic. Se aude o voce în largul mării. Schimb tema, evident. Nenorocirea omenească nu deșteaptă în dumneata niciun fel de simțăminte. O, egoiști ăștia crescuți cu mamițiți. A avut și minge cât a fost mic. Minge și ursuleț. Dacă vă spun, ia ascultați. Ajutor! Acum se aude foarte clar. Da, într-adevăr, cineva înnoată spre noi. Orfanilor, totdeauna vântul le aruncă nisip în ochi. Șefule, poate e cineva cu deale mâncării. Văd că se poate declara că înnoată servindu-se numai de o mână și în cealaltă ține un obiect mare. Da, nu este exclus. Ce puține sunt cazurile când țăranul, mergând la târg cu purcelul ca să-l vândă, cade în apă. Înotând, ține convulsiv cu mână purcelul, unicul său avut. Da, acolo, îl văd. E cineva în uniformă. Ăștia în uniformă iau masa la cantină. Ajutor! 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 Hai, apucă, hai! Sus! Ridică! Hai sus! Din toată inima vă mulțumesc! Nu aveți ceva de mâncare? Absolut nimic. Eu însumi aș îmbuca ceva bucuros. M-a prins apa înainte de gustarea de dimineață. Un moment. Ce surpriză, domnule poștaș. Dumneata aici? Nu, zău, ce neobișnuit concurs de împrejurări. Vă cunoașteți? Cum să nu? De 10 ani de zile îi aduc poșta. Nu știam că se află pe mare, dar se potrivește de minune. Am pentru dumneata o depeșă. O depeșă pentru mine? Da. Tocmai mă îndreptam cu depeșa spre căsuța dumneavoastră când m-a luat un val. Din fericire, not binișor. Iată. Da, mulțumesc. Domnilor, pot să citesc singur? Da, mă rog. Un moment. Uniforma aceasta e adevărată? Adevărată? Numai că-i udă. Înțelegeți? Când cineva cade în apă...
aici! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce? Domnilor, domnilor, m-a lovit o mare nenorocire! A murit mama. E, asta e acum. Și în legătură cu aceasta, vă atrag atenția că în momentul de față sunt și eu orfan. Față de noua situație, va trebui să reluăm dezbaterile și să mai cugetăm o dată asupra chestiunii sacrificării unuia dintre noi. Protestezi! E vreun matrapasnic la mijloc! Cu siguranță că ai aranjat-o așa cu factorul. Insultați un funcționar în exercițiul funcțiunii. Cât i-ai plătit? Sau poate sunteți colegi încă de pe băncile școlii? Domnule, m-a acuzat fratele meu. Vă rog să întrebați factorul dacă am avut vreo înțelegere cu el. Vă rog. Excelent! Să-l întrebăm. Dacă va răspunde da, dacă va recunoaște, te mâncăm fără drept de apel. Dacă va tăgădui, atunci o să-l mâncăm pe factor. Cum vine asta? Nici n-a sosit bine omul și gata pe el să-l mănânce? Bună treabă, nimic de zis. Ei, tocmai de aceea. Dumneata te potrivești de minune pentru că ești încă proaspăt de tot. Șefule, cel mai bine ar fi să-i mâncăm pe amândoi. Pe unul friptură, pe celălalt gustări sau un loc de compot. O parte se poate face marinată, iar restul pentru mai târziu. Sau să-l umplem pe unul cu celălalt. Ar fi o minunăție. Domnilor colegi, poate că domnul factor cel puțin nu-i orfan. Noi părăsiți, fără cămin, ar trebui să-l întrebăm și... Nu, din acesta de-al doilea aș prefera să pot face o leacă de vin. Însă cum ar putea ieși vreun vin de Burgundia dintr-un factor? Da, aveți dreptate. Ca vin de Burgundia sunt mediocru. În schimb, ca factor, sunt cu totul la înălțime. E, cum asta? Dumneata, disprețuiești veritabilul vin de postillon? Dacă veți depune mărturie falsă că ați avut înțelegere cu mine, mă voi plânge la direcția poștelor și telegrafelor. Vă rog să nu vă fie teamă. Am îndeplinit 30 de ani de slujbă ireproșabilă. Păcat de timpul pierdut! Ai avut înțelegere cu acest domn? Da sau nu? Dacă-i da și știrea despre moartea mamei lui e inventată, vei primi rinichii și poate o bucățică de costiță. Dar dacă știrea este adevărată, atunci noi, cei trei orfani, te vom mânca tocmai pentru că ești factor. Poșta este o instituție de utilitate publică și în această calitate trebuie să slujească binelui comun. Domnule, vă implor să nu vă îngăduiți tocmai acum o schimbare de caracter. Dar nu-i motiv de teamă. Sunt un poștaș cinstit de modă veche. Nu pot fi cumpărat cu rinichi. Mai putem să-ți oferim pe deasupra o articulație. Dar te avertizăm că mai mult nu vei obține. Nu, domnule. Uitați-vă aici, pe gulerul tunicii. Vedeți aceste însemne? Onoarea acestor însemne prețuiește mai mult decât orice pentru mine. La revedere, domnilor. Dar ce faci? Domnule poștaș! Domnule, nu pleca! Domnule, nu pleca! Măcar confirmă că sunt nevinovat! Domnule poștaș, nu plecați! Acum vedeți și dumneavoastră că, din punct de vedere al dreptății, situația noastră este aceeași. Toți suntem orfani. Domnule coleg, te rog să pregătești serviciul de masă. Se află în cufărul meu. Da, imediat. Cum așa? Orfan pe orfan? Dumneata, uiți că mai există o dreptate. Dreptate istorică. Cum trebuie să înțeleg aceasta? Șefule, strecurătoarea o să trebuiască? Faptul că toți ne-am pierdut părinții nu înseamnă că suntem la fel. Mai este necesar să cercetăm problema ce au fost părinții noștri. O, Doamne Dumnezeule, la drept vorbind părinții... Da. Și ce a fost tatăl dumitale? Șefule, la tigaia pentru torturi, în torturi. Tatăl meu, grefier, ce ar face? Deci tatăl dumitale a fost grefier. Mă așteptam la una ca asta. Știi dumneata însă ce a fost tatăl meu?
Nu. A fost un simplu tăietor de lemne analfabet. Iar tatăl colegului meu, în general, n-a existat. Mama lui l-a conceput din cauza grelelor supărări provocate de mizerie. Așa, domnule dragă, tatăl dumitale scria hârtii de cancelarie în slujba aristocrației, stând comod într-un birou curat și cald, iar tatăl meu tăia pin pentru făcut hârtie ca să aibă tatăl dumitale pe ce scrie somații de sechestru împotriva sărmanii mamea colegului meu, care nici n-a avut tată. Cum de nu ți-e rușine, domnule? Dar ce am eu comun cu toate astea? Păi tocmai de aceea numim dreptatea care ne poruncește să te consumăm pe dumneata dreptate istorică. Domnule Conte! Dar ce mai ești așa la naiba? Domnule Conte! Ce fericire să vă văd iar! Dar ce înseamnă asta? Domnule Conte! Domnule Conte! Nu mai recunoașteți pe bătrânul dumneavoastră, Ian? Doar eu v-am învățat, domnule Conte, să călăriți poneiul când erați tânăr, domnișor. Cără-te! Ce mai fericire că bătrânii mei ochi pot să vă vadă încă o dată. În palat toți sunt așa de îngrijorați. Când a sosit știrea că vaporul pe care călătoreați a scufundat, n-am mai putut să rezist. Unde se află domnul Conte? Acolo trebuie să fiu și eu. Soarta domnului Conte e și soarta mea. Am sărit în mare și în not până dau de dumneavoastră. Ce fericire! Iane, te rog în clipa asta să dai drumul plutii și să te neci. Vă ascult, domnule Conte. Ce fericire! Ce fericire! Nu! Ce faci? Om bun, nu te lăsa! Vino înapă! S-a necat! Deci dumneata însuți vezi că dreptate istorică... Da, văd! Dumneavoastră ați locuit în palat? Dumneavoastră ați călărit ponei? Eu pe ponei? Tatăl meu n-ar fi fost în stare să ia nici măcar un ponei mai mic. Dumneata mi-i înfățișezi amintiri din propria dumitale copilărie. Asta-i culmea! Vreți să spuneți, adică cum că eu am călărit pe ponei? Da, bineînțeles, dumneata însuți a afirmat-o doar cu o clipă mai înainte. Nu, că asta întrece orice închipuire. Declar categoric că n-am avut niciodată nimic comun cu vreun ponei. Eu nici atât. Săracul meu tată nici nu cunoștea cuvântul ponei, doar era analfabet. Bietul ponei. Dar nimeni nu vrea să-și recunoască. Nu ți-e milă, domnule, de bietul animal? Fie ce-o fi, dar-i datoresc clipele fericite din copilărie, nu? Dar valetul acela... Ce valet? Ce? Domnule coleg, ai văzut dumneata pe aici vreun valet? Ia. Eu? Eu de unde? Dragă domnule, din clipa aceasta nu te mai tratezi ca pe un partener egal în discuție. Ai halucinații. Ce nebun! Și cu atât mai mult ca individ irresponsabil, este necesar să te supui conducerii unor oameni care știu ce vor. Trebuie să fii eliminat din societate pe calea cea mai bună, adică să fii consumat de această societate. Domnule coleg, da. Te rog, pregătește masa. Să pun și lingurițele? Da, bineînțeles, facem un prânz complet. Câte un cuțit sau câte două? Câte două. Cervețele? Natural, totul trebuie să aibă loc la carte. Suntem doar oameni cu educație. Vă rog, domnilor, vă rog. Nu, astea le deplasez o leacă mai la dreapta. Vă rog, domnilor, sunt intoxicat. Compotiera mai aproape de mijloc. Vă dau cuvântul meu. Da. N-am vrut să o spun până acum. Dar acum mi s-a făcut milă de dumneavoastră. Sunt intoxicat. Furculița asta trebuie curățată. Domnilor, nu că aș vrea să mă sustrag, ci pur și simplu din bunăvoință. Mie însumi îmi place să mănânc bine și știu cum adesea lăcomia pierde pe om. Vă rog să mă credeți. Zău că dacă n-aș fi intoxicat, n-aș scoate o vorbă. Așa însă e de datoria mea să o spun. Ei, începem. Da, șefule. Domnilor, stați! Eu nu spun că e un caz nevindecabil. Nu. Numai că va trebui la drept vorbind să mai așteptați puțin. O să-mi treacă cu siguranță. Am să stau o zi, două,
Mă culc aici, stai, uitați, mă culc aici în colțișorul ăsta ca să nu vă deranjez și cum mă dezintoxic, vă anunț eu. Vă asigur. Ia, gata. Da, 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 domnilor, poate două zile e cam mult, e cam exagerat. Cel mult o zi. Dumneavoastră cunoașteți proverbul: ce ai de mâncat azi, mănâncă mâine. Să spunem că ajung câteva ore, măcar o oră. E timpul. Bine, 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 aveți dreptate. Pot însă să vă dau un sfat? Fără niciun interes. În ce problemă? De pură specialitate. Un sfat culinar, strict. Apropo, nu credeți că ar fi potrivit să-mi spăl picioarele? Într-adevăr, nu m-am gândit la asta. Ce-ai de spus, hă? Nu știu și eu. O să scârți în dinți după aceea. Da, 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 cuvinte de aur. Higiena e baza hrănirii sănătoase. Bacteriile sunt invizibile cu ochiul liber, însă simt cum mă mănânc așa pe tot corpul. N-ai drept. Curățenia proprie n-a făcut încă nimănui vreun rău. Din potrivă, asigură individului sănătate și viață îndelungată. Da. O să-ți dau îndată ce prosop. Da. Deci, domnilor, ați hotărât irevocabil să mă... Credeam că totul e clar. Mai înainte, parcă vorbeați ceva de spiritul de sacrificiu. Da, spuneam că spiritul de sacrificiu e o idee frumoasă. Da, da, mai spuneți, mai spuneți ceva. Ce să mai spun? Propriu zis, atunci am schițat totul. Spiritul de sacrificiu, dorința de a te oferi. Da, domnule, da, domnule, totul e adevărat. Vezi, vezi, și nu voiai să mă crezi. Eram evident încă necopt, fără experiență. Acum însă văd că e ceva în asta. Încă nu-i timpul pierdut. Am fost un laș când vă respingeam argumentele. Da, însă se vede că nu ești în tagma cinică de vreme ce încep să încolțească în dumneata simțăminte nobile. Poate că e de ajuns pentru piciorul stâng. Nu, încă puțin între degete. Hai, hai. Așadar, întorcându-mă la ale noastre, trebuie să vă spun, domnule, că începe să se trezească în mine un altul, mai bun. Însă, apropo, sunteți deciși irevocabil să mă... Dragă domnule! Nu, evident, evident. Despre ce vorbeam? Da. Un alt om. Mai bun. În definitiv, cu totul altceva să fii mâncat ca o victimă obișnuită a opresiunii și altceva ca un alt om mai bun, care din proprie dorință, cu alte cuvinte, să fii mâncat din proprie convingere internă, împreună cu impulsurile nobile. Domnule, îmi dați cuvântul că s-a hotărât definitiv? Pe cuvânt de onoare. Da, greu. Prin urmare, despre ce vorbeam? Da, asta oferă satisfacție. Simțul libertății, ale liberării. În sfârșit ai deșteptat, domnule. Domnule coleg, dă-i te rog să pun. Da. Vă rog să nu care cumva să vă gândiți că eu aș fi doar o materie primă fără voie. Nimănui nu-i place acest lucru. Oh, poți să fii sigur că nu o să te tratăm așa. Din potrivă, vei trece în stomacurile noastre, adică în amintirea noastră ca erou, ca o figură luminoasă, dezinteresată. Mi se pare că pe cel stâng cu adevărat l-ai spălat în destul. Sigur că e destul. În ce privește dreptul, e foarte curat. Vă rog, prosopul și ies imediat. Nu, ar trebui și dreptul, olecușoară. Fie cum doriți. Consider că așa va fi mai bine. Eu am fost primul care am ajuns la această mare decizie. Eu am hotărât primul să mă consacru altora. S-ar cuveni puțină sodă. Se curăță și cu stăpân. Mai putem aștepta o leacă. Cum adică să așteptați? Când sunteți flămânzi, colegi, niciodată. Dreptul încă și gata. Acum când mă privesc, picioarele nu mai joacă niciun rol pentru mine. Pot fi murdar. Ei, ștergărașul, și cu asta s-a sfârșit. Domnilor, vă mulțumesc. În fine am devenit și eu un om cu adevărat. Mi-am descoperit idealuri ce-mi lipseau. Vă mulțumesc, domnilor. N-ai pentru ce. Păi cum, am și eu demnitatea mea. Cum arată situația în ultima instanță? Suntem aici trei și numai eu salvez pe cei ce rămân.
Aș vrea însă să-mi fie îngăduit să rostesc o scurtă cuvântare. Da? Mult timp? Despre libertate. Da. Câteva cuvinte. Bine, atunci poftim. Libertatea nu înseamnă nimic. Numai adevărata libertate înseamnă ceva. De ce? Pentru că e adevărată, deci mai bună. În această situație, unde să căutăm adevărata libertate? Să cugetăm logic. Dacă adevărata libertate nu-i tot una cu libertatea obișnuită, atunci unde-i adevărata libertate? E clar, adevărata libertate e numai acolo unde nu-i libertate obișnuită. Șefule, dar unde-i sarea? Nu deranja în asemenea clipă, în cuvarte de subt. Și tocmai de aceea... Șefule! Șefule! Am găsit conserva de vițel cu mazăre! Ascunde-o numai decât! Și tocmai de aceea... La drept vorbind, prefer mazărea. Șefule, dumneata știai? Da, însă nu am poft. Și pe urmă... Și tocmai de aceea... Și pe urmă? Nu vezi, domnule, că el e fericit. Ați ascultat În largul mării de Slavomir Mrojek, o producție Radio Iași din anul 1994. Și-au dat concursul actorii Adi Caraulanu, Florin Mircea, Teodor Corban și Pompiliu Ștefan. Ilustrația muzicală Ioan Teodor. Regia artistică Irina Popescu-Boieru.